Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj organizează vineri, sâmbătă și duminică 16, 17 și 18 noiembrie 2012 cea de-a doua ediție a Festivalului Județean de Teatru pentru Elevi. Evenimentul va avea loc în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj în fiecare zi începând cu ora 10. La festival s-au înscris 45 de trupe ale elevilor din județ, în total fiind așteptați peste 500 de participanți. Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a declarat că ziua de vineri va fi dedicată teatrului popular, iar sâmbătă și duminică vor fi dedicate teatrului dramatic la secțiunea elev clasele 1-8, respectiv licee. Vineri președintele juriului va fi meșterul și rapsodul popular Florica Criste, sâmbătă președintele juriului va fi scriitorul și profesorul Virel Tăutan, iar duminică președintele juriului va fi actrița Melania Ursu de la Teatrul Național din Cluj-Napoca. La fiecare secțiune se vor acorda premii și mențiuni. Premiile în bani vor fi acordate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.